place enorm de mult că ținem tradiția și că femeile astea, nesilite de nimeni și îmbrăcate după bunul gust, dar în cele mai minunate piese tradiționale pe care le are neamul nostru, au venit să celebreze Ia, să celebreze tradiția, să celebreze tot ce are mai scump acest neam și să reușească să transmită mai departe semnele astea cu sute, cu fir și cu multă, multă răbdare în iile tradiționale, să le transmită mai departe generațiilor care vin. Cât de des porți Ia și când te văd străinii îmbrăcați într-o Ia, au așa o reacție mai deosebită? Când e o Ie bogată și se vede că e lucru manual, reacțiile sunt într-adevăr wow, așa se poartă la voi. Port Ie, eu nu țin doar ca pe o haină de sărbători. O port ori de câte ori am inspirația să o îmbrac cu o pereche de blugi, cu o pereche de șorți, cu o pereche de, cu o fustă. Nu țin ea în casă doar ca, ca un busuioc de icoană. Încerc să o introduc în viața de zi cu zi așa încât să facă parte din viața mea. Diferite din răli, boali, flori și câna icoane. În fiecare an noi respectăm tradiția că de sânzieni să sărbătorim românește, îmbrăcate în ei și venim la o astfel de eveniment datorită invitației nate și a organizatorilor și le mulțumim. La fel am venit pentru că știu că aici o să-mi văd fetele care împărtășesc aceeași pasiune și pentru că, iarăși, asta e tradiția noastră și ne bucurăm să purtăm ea cu mândrie. Toate femeile și bărbații și femeile, nu mai știu, și copiii noștri, suntem obligați să nu uităm tradițiile, să le promovăm, să le înaintăm și sigur că prin asta noi dăinuim, prin faptele noastre. Că nu se poate să uităm, să știți că suntem cel mai frumos popor îmbrăcat în straile astea pe glob. Dar tu porți ei așa de zi cu zi, de exemplu? Da, pentru că pot să o port și la jeans și la ceva mai clasic, adică e ceva tare frumos și eu chiar mă mândresc să port ei.